Piscina va avea o lungime de 12,4. Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit la librăria TV Next Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi am revenit la casa pe care o construim, unde aproape am finalizat structura. De la ultimul video, haideți să vedem ce am mai făcut. Am cofrat, am turnat stâlpii de beton, am armat la parter. Înainte de realizarea cofrajului, ne-am asigurat că nu există mortar căzut la baza stâlpului din momentul execuției zidăriei. Dacă acest mortar nu este îndepărtat, betonul proaspăt turnat în stâlp nu intră în contact direct cu betonul din placă și rezistența la compresiunea stâlpilor poate fi compromisă. Tot înainte de cofrarea stâlpilor, am fixat distanțierii din plastic pe armătură pentru a respecta acoperirea de beton din proiectul tehnic, dimensiunea distanțierilor fiind de 2,5 metri pentru stâlpi. După turnarea și decofrarea stârpilor, am trasat nivelul și am început execuția cofrajului pentru planșeu peste parter, adică placa și grinzile. Cofrarea am realizat-o cu foi Tego și am folosit pop metalic extensibil pentru susținerea cadrelor și cofrajilor. Grinzile s-au armat cu bare FI14, 16 și etrier FI8 la pas de 10 și 20 de cm, iar placa s-a armat cu bare FI8, 10 și 12. Am finalizat armarea și am turnat betonurile clasă C20-25, am trasat axele peste placă și am început armarea stâlpilor de la etaj, am realizat zidăria, cofrajul și armarea planșeului peste etajul 1. Înainte de turnarea planșeului peste etaj, am fixat tijele filetate pe axele perimetrale. Aceste tije au fost ancorate în grindă conform proiect și au rol de fixare a cosoroabei. Cosoroaba este formată din bârne așezate orizontal pe grinzile de beton pe conturul clădirii. Bârnele se fixează prin aceste tije cu ajutorul șaibei și piuliței și pe aceste bârne care formează cosoroaba se va fixa șarpanta. Astăzi am demarat execuția șarpantei. Hai să vedem stratificația, vopsea lavabilă la interior, strat de glet, următorul, plăci gips carton, barieră contra vaporilor, aceasta, vată minerală de sticlă de 10 cm cașerată, vată minerală de sticlă între căpriori de 15 cm, astereala din lemn, hidroizolație din folie PVC, șipci din lemn longitudinale pentru prinderea învelitorii, acestea sunt transversale și longitudinale, și învelitoare din tablă fălțuită. Pentru piscină am trasat cu topometristul axele și pentru foișor. De asemenea, am trasat cu var conturul săpăturii, am excavat cu un buldo la cota din proiect. Piscina va avea o lungime de 12,4 și lățime 4,4. Săpătura pentru piscina am executat-o la cota de -2,6 față de cota 0. La final va avea o adâncime de -1,5. După realizarea săpăturii, am așezat un strat de balast compactat de 20 de cm, o folie PVC și am turnat betonul de egalizare la cotele din proiect. Armarea radierului pentru piscină am realizat-o cu rețele de bare FI 14 la pas de 15 cm, grosimea radierului a fost de 35 de cm și betonul turnat clasă C1620. Pentru toate turnările am prelevat probe de beton pentru încercări. Acesta este căminul pentru piscină, de reținut că dacă aveți o piscină, veți avea și un astfel de cămin în care se vor monta echipamentele pentru piscină, echipamentele aferente instalațiilor. Fundația pentru foișor are dimensiuni de 4x4 metri și este armată cu plasă STNB. Prin acest tub de protecție vom executa alimentarea electrică, iar în acea zonă alimentarea cu apă și evacuarea apă menajeră. Deocamdată a fost executată doar zidăria portantă de 30 de cm și vom demara compartimentarea cu zidărie de 11,5. Cam atât pentru astăzi. Apelați cu încredere la noi dacă doriți să construiți o casă, un bloc sau orice altă clădire de la A la Z, atât construcții cât și instalații. Ne vom da silința să fiți extrem de mulțumiți și până data viitoare nu uitați să salvați planeta! Să salvăm planeta! Salvăm planeta!